Bun găsit, prieteni! Sunt Mihai Spanov cu o prezentare nouă la un proiect care abia pornește sub denumire SFI Coin. Acest proiect este copiat de pe alt proiect care poate mulți din voi îl cunoașteți. Merge vorba despre BitConnect. BitConnect este pe bursă deja. Ianuarie, 20 ianuarie 2017, acum când fac video, e 21 noiembrie. Puteți să cutiți în 8-9 luni. În 10 luni. De la 16 cenți până la 289, cum e curs. 297. Cam câte ori a crescut moneta data, concret, BitConnect? Deci, nu găciți, eu am calculat. Am luat și am împărțit 297 la 16 cenți, cât a fost 1856 de ori. Adică ce înseamnă? Că dacă cumpărați, când era 16 cenți, de 10 dolari, monede. Acum acei 10 dolari ar valora 18.560 de dolari. Deci din cauza că timp de un an așa furtunos a crescut moneta BitConnect, principiul și modelul acesta au început să fie copiate de alte companii, dintre care de unul am făcut un video NeoConnect, unde se dau două monete gratis. Aici e la fel ca și BitConnect, intrarea de la 100 de dolari pentru procente. Dar de ce am ales eu SVCoin? Deoarece build NeoConnect va fi de la 1 dolar undeva. Vânzarea monetelor date. Deci ca să cumpărați 50 de monete, vă trebuie 50 de dolari. Pentru 100 de monete, 100 de dolari. Acum, SVCoin începe cu 10 cenți. Dar să văd unde am eu mai bine informația. Deci uitați, peste 5 zile se începe ICO. SVCoin. Unde se vor vinde din 15 milioane care sau 15 milioane se vor vinde de monete, SVCoin. De pe 26 noiembrie până pe 30 noiembrie va fi 10 cenți moneta. Dar uitați ce au făcut ăștia. Foarte mare cerere în astfel de proiecte și ca să nu nimerească toate monetele în mâini la o persoană care prima a dovedit să cumpere, eu am făcut limite de cumpărare. Deci, minimum 50 de monete, maximum 400 de monete într-o mână, adică la un cumpărător. Deci, 400 de monete la 10 cenți, asta să fie 40 dolari. Deci, cu 40 dolari, 400 de monete. Dacă el pește un an, va fi de pildă 25 dolari, ca exemplu. Dar el n-a să fie 25, dar el poate să fie și cele 250. Să cotiți câți dolari în sumă poate să iasă. 400. Dar cumpărați în timp 40 dolari, 400 de monete. Înmulțit la 250 de dolari. 100 de mii de dolari. Deci eu acum vă dau o idee. Cum cu bani puțini, care se poate de riscat timp de un an, cumpărând acum monete cu 10 cenți, dacă el repetă istoria la BitConnect, cu 40-50 dolari acolo, cursul, schimbul până să duncă și cu Bitcoin trebuie să cumperi. Deci puteți, pește un an, doi, să faci 100.000 de dolari. Deci ideea care, eu vă recomand acest site, pentru că cu sume mici, se poate de făcut
o investiție. Deci toate investițiile în criptomonede sunt riscante. Deci investim atâta cât nu nijele să pierdem. Dar $50 să nu-i suma aceea care poate să vă facă săraci. Deci, de ce fac eu video mai detaliat despre acest site? Deoarece aici înregistrarea este destul de complicată. Sunt foarte multe sisteme de apărare puse pe acest site. Site-ul Seacoin este din Londra. Și deci ei o să înceapă de la 50 investiții. Deci puteți să începeți cu $50, nu 100 cum... Dar doar pe cum, să investiți pachetul pe 270 zile, nu 100 și câte culoare. Deci BitConnect e în același stil. Uitați. Aici e 229, dar de la $100. Deci dacă puneți $100, tot undeva e în jur, 240-229 plus 11 zile. Dar aici maxim poate fi 50% pe lună procente. Dacă o să dăm monetele site-ului la în arendă. Deci când se dăm în arendă se cheamă lending. Deci modelul ăsta de lending a început multe criptomonete care apar acum să-l copie. Și ce mai este ce interesant pe site? Deci este arătat oficiul lor, nu știu, așa este sau nu este, uitați, și este un video scurt, în Londra. Documentele, că când puteți să verificați și cine știa verifica. Deci aici e un video scurt, 35 secunde. Unde arată oficiul lor? Este o clădire mare. Unde ditet fonul stă logo-ul. Video nu-i montaj, după părerea mea, dar cine știe sau este are cunoscut pe Londra, puteți să verificați. Deci asta ca idee. Acum să facem înregistrarea? Când apăsați pe linkul de referral care este sub acest video, la voi se deschide pagina. Aceasta. Cu timerul care este, deci o închideți. Acum, ca să vă faceți înregistrarea, aici uitați, eu am făcut așa, n-am găsit unde este SignUp, eu am apăsat pe Login. După aceea mă arunc în interior. Trebuie să ies. Deci în interior așa arată, că cușa, dacă ies nu o să pot să vă arăt în interior. Deci, destul de interesant site-ul, unica, este direcția account-ul meu. Când intrați, după ce o să faceți înregistrarea, o să intrați în cont, aici sunt trei parole, să nu le încurcați. Este parola de intrare în back-office-ul, a doua parolă este în account, ca să intrați, vedeți account, parola. Aici trebuie este... Intrați cu parola care v-a trimis-o. Ei vă trimit trei parole. Și în account când intrați, deja este de schimbat parole. Deci sunt trei parole. Deci eu n-aș le... Nu le-am schimbat. Încă și acum când aș fac video, n-aș vă dori să vă arăt parolele. Este login parola, firm account parola și transaction parola. Transaction parola este pentru tranzacție parola, când o să trimiți, o să dați la scos, o să
operații legate de bani. Account, parola, ca să intrați în My Account. Ca să nu intre cineva să vă facă, eu știu, schimbări la parole și așa mai departe. Și foarte multe nivele de apărare pe site-ul acesta și login account, să dăm când intrați în cont. Și intrarea în cont e pe mai multe etape. Asta așa vreau să vă arăt. Deci, ce mai este și interesant, da, să vă arăt în interior și pe urmă să arăt cum se face înregistrarea. Deci, până când site-ul de pe 26 noiembrie o să înceapă să vândă monete. De ce? Până când faceți înregistrare, intrați, studiați site-ul. Deci așa, London, 21 mai, ora din Londra. La mine 4.41, diferența la noi din Moldova față de Londra e 2 ori. Deci, aici este adresa Bitcoin pe care o să trimiteți Bitcoin. Dacă o să vreți să alimentați contul, să faceți depozit. Portofelul la Sweetcoin și link-ul de referral. Deci eu am să-l copii și o să vă arăt ce se întâmplă când apăsăm pe desk. Și aici uitați, sunt auto el e pus. Deci este o formă de binar, înregistrarea interior. Build, intrăm. Să vedeți, de pildă, eu sunt așa, free, când am făcut cumpărături, când o să fac cumpărături, cred că sunt gri, ori depinde că ce nivel mă mai califica, acolo calificarea, știți ce înseamnă? Trebuie să aveți doi oameni, în stânga și în dreapta, care au făcut ori pur și simplu înregistrare, ori o să vedem pe parcurs, când am doi oameni, să vă spun precis, doi oameni free, eu cred că doi oameni care au făcut investiții, nu poate să fie free, ca să vă calificați la bonusuri. Sunt 4 feluri de bonusuri aici. Este level bonus, bonus de echipă, big bank bonus și lifestyle bonus. Toate acestea sunt, cum da să ies? Deci, când apăsăm pe link-ul de referral care este sub acest video, cum am spus, înschide în așa formă, unde este informați cât eu mai rămas până la deschidere, ICO, încă 5 zile, 5 ore, cum am spus, pe 26 noiembrie, cum e 21 când fac. Deci, eu cred că îl dovediți, studiați cum să alimentați contul și o afacere destul de super, vă spun. Cu 10 cenți luați de 50 dolari, ca exemplu, 500 de monete și să le țineți până ori deveni cel puțin măcar vreo 100 dolari și o să fie 50.000 de dolari. Dar istoria poate să repete, poate nu într-un an, poate în doi, dar ca și BitConnect. Acum, cum am spus, când am închis aceasta, nu mi apare signal. Apăsăm pe Login. Și la noi se deschide așa o formă, unde noi trebuie să apăsăm pe Open an Account, adică de a crea cont. Open. Nu ne apare condițiile pe care apăsăm. Suntem de acord. Iar aici, deci scrie Mihail Stepanov, cine v-a invitat? Moi, aici ea, aici e amplasamentul, stânga în dreapta, deci lăsați așa cum este. Asta nu e principal. Acum, aici vă scriți login-ul care îl doriți. Pe urmă, nume, de pildă, eu am scris Mihail Stepanov. Deci ce a scris aici, apare aici. Deci, ce scris la username apare aici. Pe urmă, pe site o să fie și verificarea, ce scrieți date reale, dar pe urmă să nu aveți probleme cu modificarea, cu alta, cu a treilea. Pe
urmă, aici, ia uitați-o, peste tot locul introducerii trebuie să fie cu verde așa bufat. Dacă nu o să faci, nu o să puteți să faci înregistrare. Eu aici vreo 5-7 ori am încercat. De ce? Acum și vă arăt ce s-a întâmplat aici. Deja la mine, vedeți, ora 5 dimineața, când cu coșe. Deci uitați-vă, prima etapă, eu am îndeplinit. Eu m-am înregistrat sub o persoană din Vietnam. Uite, Vo Am 3, de acolo am aflat informația. Cu toate companiei, cum am spus, e din Londra. Deci ei activ în Asia au început să se promoveze, de ce vă spun că o să fie foarte multă lume. Ei s-au gândit la țările sărace, de au început cu 10, maxim 400 de monete, ăsta, 50 într-o mână și maxim 400 de monete într-o mână, la o cumpărătură. Poate în fiecare zi poate câte 400, o să vedem cum o să fie. Deci, uitați-vă, peste tot loc puneți bufați. Vedeți ce am scris monie, de când am făcut salvare, dacă atare la mine e din a 3 încercare. Logină e monie MD 4 de 8. Pur și simplu nu dădea voie, ba una, ba alta, până am înțeles și cum am făcut, deci uitați-vă. Deci, prima etapă, introduce peste tot loc și uitați-vă și scrie că loginul nu trebuie să aibă special caracter, adică careva numai litere și cifre de voie. Nume, e-mail-ul, repetați e-mail-ul, pe urmă telefonul mobil, alegeți țara, localitate și apăsați pe next. După aceea, vă apare în forma dată. Am salvat că două ore nu pot să arăt, o fac numai o înregistrare. Deci, vedeți, era aici Next, mai toate datele s-au verificat și aici scrie Open an account. Dacă tot vă aranjează, apăsați butonul acest verde. Dacă ceva ați făcut greșeală, apăsați pe Edit și schimbați unde ați greșit. Deci după ce ați apăsat pe Open an account, apare așa ceva. Deci apare în spațiu, unde trebuie să introduceți un cod care vine pe e-mail. Din 7 cifre, intrați în e-mail, ultima, câteodată eu am făcut primele încercări, mi-au venit vreo 7 ore, ultimul cod l-am găsit și îl plasați aici, ia, după aceea apăsați pe submit, deci codul ăsta vine pe e-mail, nu pe telefonul undeva, dar pe e-mail, în care l-a sindicat acolo la înregistrare, mai înainte, pasul precedent, și apăsați pe submit. După ce ați făcut acest lucru, doar atunci sunteți înregistrat. Vedeți câte pasări sunt până la înregistrare, unde scrie congratulations, adică felicitări. Sunteți înregistrați, acest e codul vostru, ID. Deci ID, asta trebuiește la intrare. Deci când intrăm în cont, intrăm cu ID-ul acesta, ori cu login-ul. După aceasta puteți să apăsați așa pe login, ca să intrați în cont. Când apăsați pe aceasta, la voi se deschide forma ce unde am început eu când am început înregistrarea. Deci, vedeți aici, ca să deschideți cont nou, dar aici ca să intrați în cont. Și aici scriți deja user-ul, ori SFI ID-ul acela care l-aveți primit. Vedeți? Și după asta apăsați pe Next. După ce ați apăsat pe Next, doar după asta, pe e-mail va veni a două scrisoare unde o să fie toate trei parole care v-au creat ei. Deci acea două scrisoare vin după ce ați terminat înregistrarea. Unde
Deci ați făcut next pass și alăși aici deam într-a doilea pas introduceți parola pentru login. Login parola, nu account parola. Account parola este din interior. Și apăsați pe login. După aceea deja în interior, dacă vreți schimbați parolele, intrați aici ea. La în interior. Aici am prins să mă vire așa. Deci, tot pe e-mail care au venit trei parole, intrați aici și deja puteți să vă creați trei parole, dacă doriți, care le cunoașteți, ca să nu umblați fiecare dată în scrisoare cei care v-au trimis. Unica, uitați-vă ce modele de parole v-au trimis, în așa stil trebuie să fie, fără caractere speciale, numai litere și cifre. Eu n-aș schimba ca să nu fie pe urmă probleme. Vedeți, la dânsă e foarte capricios site-ul acesta. De pildă, login, parola, toate numai din litere mari și cifre. Account, parola este din cifre și litere mici. Iar parola de tranzacție doar numai din cifre, îmi pare, dacă nu greșesc. Sau e mai scurtă. Și interior acolo este login ăsta, cum îi spune, link-ul de referal dat cum intrați în dashboard. Deci, ca să schimbați account parole, intrați în My Account. Deci, studiați site-ul și cam atât ce am vrut să spun. Numai bine.